Cumva de-ai înghețat în neputință și gânduri negre te-au însăpezit. Privește, privește înspre soare cu credință și vei fi iar cu viața dăruit. Căci numai soarele neprihănirii, Domnul Iisus cel mort și înviat, pentru întreaga vină a omenirii te poate încălzi cu adevărat. Chiar dacă te-au acoperit nămeții și inima în piept ți-a înghețat, chiar dacă te-ai lăsat pradă tristeții și singur ai rămas, nemângâiat, să nu stai troienit în disperare, fără curaj și fără bucurii. Pescuieți ale inimii zăvoare și soarele din nou va străluci. Deschide larg a inimii fereastră. Grăbește-te cât încă mai e zi, cât încă stă Iisus la ușa noastră și vrea lumina a ne dărui. Oricât te-ar fi acoperit de tare al neiertării uriaș ghețar, la Domnul nostru încă-i îndurare și în brațul Lui găsești belșug de har. Cu dragostea Lui cea binefăcătoare, El va pătrunde și în inima ta, va transforma tristețea în sărbătoare și în primăvară, iarna cea mai grea. Topiva orice sloiuri reci de ură, dezamăgire și de neîmpliniri, să curgă dragostea, o picătură din râul nesfârșitei lui iubiri. Să curgă dragostea. Harul Duhului nu e primit în trup, ci în inimă, iar lucrarea sa e primită în mădularele lăudrice ale sufletului și e cunoscută prin minte. Sufletul, cuprins de harul iubirii, aureolează o ființă, devenind generos cu celelalte ființe, risipind și spre ele firimituri de bunătate, respingând trivialitatea, grosolănia. Harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca un foc. Un foc curățitor. După cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar fi trebuit ca inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul Sfânt. În dragoste, ca și în vis, nimic nu e imposibil.